NIO a anunțat livrări record de mașini pentru luna decembrie 2020. NIO nu își produce singur mașinile, ci la fel ca și Apple, contractează producția cu firme specializate în asamblarea de autovehicule și livrează în prezent trei modele care au înregistrat în luna decembrie următoarele volume de livrare: ES8 2009 unități, ES6 2493 unități, EC6 2500 unități. Total în decembrie 7.007 bucăți autovehicule livrate. Asta înseamnă 121% față de luna decembrie, creștere de 121% față de luna decembrie 2019. Total în trimestru 4 au fost 17.353 de mașini, plus 111% față de aceeași perioadă din 2019. Totalul pe 2020, 43.728 de unități, plus 112% față de 2019. Total de la lansarea primului model, de când există firma, 75.641 de vehicule. Spre comparație, în octombrie și noiembrie 2020, NIO a livrat 5.055, respectiv 5.291 de vehicule. Deci în decembrie a avut o creștere aproape de 50% față de noiembrie. Deci o creștere explozivă în ultima perioadă. Pentru astăzi, în afară de catalizatorul pozitiv referitor la livrările de mașini, mai trebuie luat în considerare și faptul că Tesla a scăzut prețul la modelul Y în China, deci concurența se întețește. Și în afară de asta, la bursa din Statele Unite s-a început delistarea a trei companii chineze, în urma faptului că sunt considerate a fi deținute sau controlate de către PLA, People Liberation Army, denumirea pompoasă dată de comuniști armatei chineze. Acțiunile vor fi oprite de la tranzacționare cel mai devreme pe 7 aprilie, iar delistarea se va încheia cel mai târziu pe 11 aprilie, anul acesta, 2020. Acest lucru poate crea în rândul investitorilor mai puțin informați o frică față de cumpărarea acțiunilor companiilor chinezești și ar putea determina și pe unii care dețin deja acțiuni să le vândă. NIO, de exemplu, a fost foarte cumpărat de tinerii din generația Millennials de pe platforma Robinhood. Deși a livrat în întreaga existență mai puține mașini decât produce Volkswagen sau Toyota în 3 zile, NIO are unul dintre cele mai mari volume de tranzacționare zilnice de la bursa din Statele Unite. Cărui fapt îi se datorează acest lucru? O explicație ar fi faptul că în domeniul EV în 2020 exista foarte mult hype, iar investitorii care au ratat ocazia să câștige cumpărând acțiuni Tesla în urmă cu un an sunt în căutarea următorului startup creator de milionari, ceea ce a dus la prețul creșterii acțiunilor NIO și a valorii pe bursă la nivel asemănător de irațional, spun unii, și eu sunt de acord cu asta, cu Tesla. La fel s-a întâmplat și cu acțiunile de la XPeng, de exemplu, și în mai mică măsură cu cei de la Li Auto. Deci tot sectorul EV este pe val în anul ăsta. În acest moment, NIO se află pe poziția a 5-a în clasamentul după valoarea pe bursă, înaintea unor firme consacrate cu 100 de ani de istorie auto. Acest lucru provine din rădăcinile adânci și foarte promițătoare pentru viitor pe care NIO le are în universul IT și cel al telecomunicațiilor, dar și din sprijinul financiar oferit de autoritățile chineze. Ca o paranteză, dacă n-ar fi avut sprijin de la guvernul chinez, probabil că nu aș fi dat faliment undeva la începutul, sfârșitul anului trecut, începutul anului acesta. Dincolo de gama interesantă, dar limitată la 3 SUV-urile electrice premium, NIO pășește pas cu pas pe urmele Tesla în ceea ce privește conducerea autonomă, conectivitatea permanentă, plus două servicii specifice autovehiculor electrice preluate și perfecționate de la firme care au abandonat ideile. Introducerea unei taxe pentru utilizarea acumulatorului în Europa aparține firmei Renault, dar a fost abandonată în favoarea modelului consacrat de vânzare a sursei de energie odată cu automobilul.
Schimbarea acumulatorului pentru o călătorie lungă, în locul încărcării rapide, a fost inițial prezentată de Tesla, dar și această idee a fost abandonată în favoarea rețelei Supercharger, iar Tesla nu a avut niciodată o ofertă pentru schimbarea acumulatorului la mașinile lor. NIO a preluat ideea schimbării acumulatorului și, cu ajutor financiar guvernamental, a extins rețeaua dispozitivelor automate, ce efectuează înlocuirea în 3 minute de lungul autostrăzilor nord-sud din China și în câteva orașe mari. Anul acesta are în plan să extindă rețeaua cu încă 100 de stații noi de schimbare a bateriei. Acumulatorul ca serviciu, ce include plata energiei consumate și operația de schimbare, a evitat o serie de complicații și nemulțumiri legate de starea acumulatorului instalat la înlocuire pe garanție sau la defecțiuni, etc. Pe lângă prețul mai mic de achiziție cu 25% a unui NIO nou fără acumulator, clientul poate opta la drumuri lungi pentru un acumulator de 100 de kW. Din comunicatul lor de presă aflăm că 40% din clienți au optat în luna decembrie pentru sistemul BAS, Battery as a Service. Asta înseamnă BAS. În 9 ianuarie, cu ocazia NIO Day, noua firmă va prezenta rezultatele financiare pentru 2020 și cel de-al patrulea model al firmei, un sedan premium. Pentru NIO Day, urmează un episod separat cu informații mai detaliate.